Șoferii companiilor de ride-sharing ca Uber, Bolt și Clever dispar de pe străzile României. De teamă că vor fi amendați sau mai grav vor rămâne fără plăcuțe de înmatriculare, tot mai puțini au curajul să accepte curse. Așa se face că prețul curselor a crescut în anumite intervale orare și de 3 ori. În disperare de cauză, reprezentanții companiilor au lansat astăzi o petiție prin care cer reglementarea situației. După aproape 5 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței care a stabilit că șoferii de pe aplicații pot fi sancționați încă de prima dată dacă sunt prinși de polițiști cu clienți în mașină, numărul celor care riscă să rămână fără plăcuțe 6 luni și să plătească amenzi de 1000 de lei a scăzut mult. Vă dați seama că dacă în 4 zile am scăzut cu 35%, în 2 săptămâni șoferii vor fi tot mai descurajați să folosească aceste aplicații, iar prețul curselor va deveni foarte mare, astfel încât pasagerii nu-și vor mai permite să plătească o cursă prin intermediul aplicațiilor. Este valabil și la aplicațiile Uber și Bolt, așa că primii care au resimțit efectele ordonanței au fost clienții. Clienții care folosesc aceste aplicații se plâng de mai multe probleme, de pildă că așteaptă foarte mult o mașină, de la 15 până la 30 de minute. În plus, spun ei, s-a scumpit foarte mult serviciul. Dacă o cursă din Dristor până în Băneasa până acum costa 30 de lei, acum a ajuns să coste chiar și 100 de lei. Am găsit foarte, foarte greu și exact când voiam să renunț, am găsit o mașină cu greu, dar cu un preț foarte, foarte ridicat. Și o să mergeți cu taxiul dacă nu o să găsiți pe aplicație? Ce posibilități mai am? Transport în comun. Și în timp de noapte? Să zicem la aeroport. Ministrul transporturilor susține că lucrează la o ordonanță care ar reglementa activitatea aplicațiilor, dar evită să dea un termen limită. Ne întâlnim săptămâna viitoare să integrăm observațiile pe care le-au făcut în cursul săptămânii trecute la întâlnirea de miercuri pe care am avut-o la Ministerul Transporturilor, după care vom urca proiectul de ordonanță pe transparență. Asociația Coaliția pentru Economie Digitală, din care fac parte Uber, Bolt și Clever, a anunțat că lansează o petiție în numele a 2,5 milioane de clienți pentru ca astfel de platforme de transport urban să poată funcționa în continuare în România. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.